Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să știți că am văzut zilele trecute un domn care lua niște benzină la sticlă de 2 litri. Avea 2 litri, el cumpăra benzina asta. A câștigat un leu. Da. Zilele trecute încă nu. A intrat în vigoare reducerea, prieteni. A văzut cineva pe undeva reducerea asta de 50 de bani? 0372069599. Sunați-ne chiar acum dacă ați văzut o ieftinire de 50 de bani. Noi ne-am uitat pe monitorul prețurilor pe aici în jur. Aici la bogații din București nu s-a dat deocamdată nicio reducere. Nimic. N-are cum să intre în vigoare așa. Păi nu se poate, dar un pic de entuziasm. Practic, companiile petroliere, ele, dacă reduc ele cu 25 de bani, statul nu le mai ia 25 de bani la plata taxelor. Înțelegi cum e sistemul de compensare? Uh-huh. Deci 25 de bani de la benzinar și 25 de bani de la cotroceni. Da. Cam au zis că 50 de bani sunt 50 de bani. Eu așa m-au zis. Da, nu mai pot coștea 50 de bani. Auzi că mesajul e de la 1 iulie, deci până atunci se pregătesc, practic, că și-au avânt. Deci nu avem cum să vedem. Noi speram că de astăzi, pentru că voiam să începem să punem deoparte câte 50 de bani. Ce, tu ce vrei să-ți iei, Luca, de banii economisiți? Eu am făcut o socoteală sumară. Da. Și ce vreți să vă luați voi, prieteni, de banii pe care o să economisiți timp de 3 luni la 50 de bani litru? Dar de ce 3 luni? 3 luni durează. Doar 3 luni e? Da, după 3 luni, pa, am făcut în socoteala că mi-au brad. Da. În 3 luni mi-au demolit. Cum, păi, mai? Câtă benzină? Câtă benzină puneți, matale? Eu zic că fiecare ban contează în momentul ăsta. Fata lui Pompa Andrei, 5 bani, 10 bani și 5 bani, s-a mărcat cu scaratei, 5 bani, 10 bani și 5 bani, da. Vezi? Deci cred despre că asta este vorba. Fiecare ban contează. La discuțiile în guvern, cum așa s-a negociat. Și a pus piesa. Da. Au plecat de la fata lui Pompa Andrei. Da. 0372069599, serios acum, dacă vreți. Cum vi se pare această ofertă? 50 de bani tăiat la litru. Poți să refuzi? Și ce o să faceți cu bani? Nu, da, nu, în cazul în care se întâmplă. Deci, nu e obligatoriu. Companiile vor decide ele dacă vor. Ați înțeles care e mecanismul. Statul zice așa, măi, companie, fii atentă. Tu tai cu 25 de bani la litru și eu, când o veni momentul să plătești matale taxele, când o fi asta? Uh-huh. Nu știu, la sfârșitul anului, la câți litri ai vândut, îți mai tai eu câte 25 de bani din taxa respectivă. Ai înțeles? Deci, până la urmă, e ca în cântec, 25 de bani. Da. Nu. Dacă la tine nu reduci, 50 de bani. 25 dacă de nu litru? Reduci matale cu 25 de bani, asta e, eu nu fac nimic. Deci statul a găsit formula perfectă, de fapt, să nu pierde niciun ban. Da. Poate la taxe, că nu mai încasează, dar aia sunt tot bani făcuți de companiile respective. Hai să vedem, uite, George, cu noi, bună dimineața! Salut, George, salut! Bună dimineața! Da. Ideea rămâne puțin încurcată, că prețul poate fi mai mare în astea câteva zile cât a rămas până la iulie. Uh-huh. Poate crește prețul, nu? 50 de bani rămân la fel. Da, așa adică este. Adică să ajungă la 10,50, nu? Da. Și 50 de bani mai puțin, deci ce plătim? Păi și care era? Tu cum ai fi vrut să fie? Un procent ceva, așa, să scumpești în rău. Aha. Da, corect. Adică cred că o plafonare era mult mai ușor de văzut, știi? Domnul Ciucă, după aceea, era un preț maxim. Sigur că era mai ușor de văzut și prin cozile care s-ar fi făcut la benzinărie imediat, că nu s-ar mai fi găsit produsul. Dar domnul Ciucă zice, domnul, eu v-am dat, adică de fapt domnul Iohannis, 50 de bani sunt 50 de bani. Pui bani cu bani deoparte, ții 6 case și gata, asta e. Leonard, bună dimineața! Bună, Leonard! Bună dimineața! Bună dimineața! Da, domnul Ciucă a spus că vă dau. Da. Este politician și își respectă cuvântul. Acum, ce ne dă, o să rămână de văzut, pentru că, cum a zis și antevorbitorul, prețul, dacă tot crește și asta se întâmplă zi de zi, practic nu ne dă nimic, ne ia mai mult decât... Ți-ai făcut un calcul câți bani ai câștiga în perioada asta? Te-ai gândit ce să faci cu banii ăștia mulți? Eu lucrez ca și agent de vânzări, deci fac foarte mulți kilometri. Bravo! Vezi? Orice bănuț care se economisește este bun. Câte plinuri faci tu pe lună? Ce vine? 6, 7. Oho, e bun. Deci acolo brad. Deja se simte. Da. Acolo deja se va simți. Dar dacă se făcea și o plafonare, fraților, mai sus de atâta nu se poate, atunci simțeam chiar cu toții. Da. Bine, Leonard, uite, îți mulțumim. Andrei din Londra ne avertizează că în Marea Britanie, după ce au dat cam aceeași lege și au tăiat 50 de penny la litru,
prețurile au crescut și mai mult. Da, păi, și acum au ajuns astăzi la Londra, e motorina aproape 2 lire sterline, ceea ce... Da. Bun, intenția e bună. Acum, dincolo de glumele proaste pe care le facem, noi știți cum facem, că suntem niște mizerabili, dincolo de glumele astea, intenția e bună. Hai să facem ceva, să uite, oamenii care consumă multă benzină, chiar o să simtă. Dar, din păcate, la viteza cu care cresc prețurile la nivel internațional și la inflația care e, că prețul benzinei nu e format doar din prețul petrolului, așa cum părem să credem cei mai mulți dintre noi, mai sunt o grămadă de alte componente înăuntru care s-au scumpit enorm, adică unele s-au scumpit, unele dintre aceste componente s-au scumpit de câte 5 ori. Și în condițiile astea s-ar putea ca reducerea asta de 50 de bani să fie înghițită foarte repede, da. Și nu vor rămâne, din păcate, în spate, nu vor rămâne decât dezamăgirea publicului și miștourile, că asta e, ce zic. A rectificat Andrei 5 penny, nu 50 de penny. 50 era destul de mult. George, da, bună dimineața. Salut, George. Salut, salut, băieți. Să trești. Exact cum ai zis, Vlad, e un lucru, o inițiativă bună, dar nu mai bine ar scoate ei cei 50 de eurocenți pe care îi plătim introdus de domnul Ponta mai de a fost scoasă aia. Aia este supraacciza. A fost în cele din urmă. Nu, a fost în cele din urmă scoasă. După nenumărate scandaluri, a ținut câțiva ani, ne-au păcălit, au zis că iau banii aia ca să facă autostrăzi, evident că i-au luat și eu. Banii au luat? Prostii. Da, banii au luat. Dar a fost scoasă în cele din urmă. Da. Sunt la volan de dimineață de la ora 3, am trecut prin multe benzinării, nicio schimbare. Nu, de la 1 iulie. Am dezinformat eu fără intenție, deci am dat o informație greșită, dar am corectat-o imediat. Ne pregătim și noi, oricum. Avem timp să ne pregătim, psihic. Da. Gigi, bună dimineața! Bună! Salut, Gigi! Bună dimineața! Bună! Dom'le, știți cum e cu cei 50 de bani? E ca o frecție la un picior de lemn. Da. Să vă spun și nu de e ce. Chiar așa. Câte plinuri faci? Hai să facem un calcul. Câte plinuri faci tu pe lună? 3 plinuri. Păi da, 3 plinuri de cât? 150 de litri? Cât, să zicem? Da. Deci 75 de lei pe lună ar fi, nu? Cam așa, 50 de bani. Deci ajungem la 100 de lei al lui Ceaușescu. Deci, dacă vă aduceți aminte, la finalul de sezon al lui domnul Ceaușescu, a zis că ne mai dă 100 de lei. Finalul de sezon. Acum nu am ajuns, să știți. Păi era în decembrie, da. Așa e, nu pare într-adevăr mare lucru și e adevărat că suntem nemulțumiți. Dar care e alternativa? Adică ce se poate face? Prețul benzinei crește sau prețul combustibilului crește, atunci mărirea asta este chiar frecție la picior de lemn. Scăderea, că e o reducere. Bun, și care e alternativa? Adică, bun, cresc prețurile pentru că așa funcționează economia, ce zic, și care e alternativa, ce să faci? Deci, noi avem prețul la combustibil exact ca în Germania. Sau, să zicem, cu vreo... Nu, e mai mic, este mai... al treilea cel mai mic preț din Uniunea Europeană. Dar la salarii nu ne raportăm. Nu, că sunt costuri internaționale care nu țin cont de salariile noastre. Păi vedeți, noi trebuie să ne aliniem la standardele europene, la energie, la combustibil, la nu știu ce, și, dar la de ce nu ne raportăm și la salarii? Păi când o să avem productivitatea din Germania și PIB-ul din Germania și eficiența economică a Germaniei, probabil că vom avea și salariile din Germania. Până atunci suntem o țară înapoiată și săracă din Estul Europei. Asta este. Da. Asta e, muncim mai mult, creștem și poate copiii noștri o să voteze să politicieni mai inteligenți. Gigi, mulțumim. George, bună dimineața. Salut, George. Bună dimineața. Bună. Ce să zic, sincer, v-am ascultat de dimineață subiectul, da, într-adevăr, e de la 1 iulie plafonarea, da. Nu e plafonare, ci reducerea asta care vor să facă. Eu cred că e plafon ochi, sincer, pentru noi, pentru toți românii. Mai bine nu făceau decât să facă chestia asta. Eu pot să zic că e bătaie de joc, nu plafon ochi. Asta este. Asta sunt ei, o fac pentru voturi, asta toată lumea o știe. Da, cred că vor să comunice, uite domnule, am făcut ce puteam noi să facem. Da, sigur, am oferit sigur. O soluție, acum și companiile trebuie să participe. Vedeți că nu e stupidă măsura și ideea nu e rea. Am oferit companiilor posibilitatea să ia de fapt decizia. Guvernul poate să spună, domnule, noi am vrut, dar uite, companiile nu vor să facă reducerea asta. Da. Bun, o să vedem. E, vorba domnului Iohannis, 50 de bani sunt 50 de bani. Sigur, 50 de bani nu sunt un leu. Un leu ar fi fost un leu. Băi, da, un leu ar fi fost un leu, nu 50 de bani. Dar mă gândeam că, uite, apropo de leu, până și pentru Ateneu au dat un leu. Da. Acum, românii. Românii. Da. Românii. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.